Salute! Astăzi voi veni cu un nou video, dar acum va fi vorba despre o rețetă. O rețetă în care vă voi arăta cum se face o plăcintă rapid, foarte rapidă și cu puține ingrediente. Dintre care ingredientul principal este restul de pâine, ce ne rămâne când mâncăm sau dacă luăm o pâine în plus și ne rămâne și se întărește, pâinea aceea nu trebuie aruncată, ci trebuie folosită. Și atunci o să vă arăt din pâine tare ce poate ieși. Și vă explic tot toate etapele. Deci, luăm pâinea tare, o tăiem feliuțe, nici subțiri, nici groase. Dacă avem lapte, e ok. Dacă nu, putem folosi și apă. Apă călduță. Laptele la fel, călduț. Muiem pâinea în lapte sau în apă și o punem în tavă. După ce am muiat așa, luăm frumos ouăle cu brânzica. Le amestecăm, punem mirodenii ce ne place la fiecare, lămâie, rom, vanilie, ce vreți voi, stafide, tot ce doriți, așa, și le punem peste pâinica asta în tavă. După aceea, luăm iarăși pâinica și o punem la muiat, înapă lapte, depinde ce avem la momentul ăla, și punem încă un straț deasupra. Completăm stratul, completăm locurile goale, cu, chiar dacă rupem din pâinică, deci nu e nicio problemă și asta. Și deasupra batem un ou ușor ca să mascăm un pic forma de pâine. M-ați înțeles? Dintre rosturile alea, punem exact cum mai face o lucrare. Și o să vă arăt cum arată finalul și ăsta este finalul și asta este prăjiturica. Eu vă doresc poftă bună, iar dacă aveți întrebări de orice natură, vă rog să le puneți și eu vă voi răspunde cu mare drag. Ne vedem un alt video. Subiectul nu știu despre ce o să fie, dar eu vă doresc poftă bună și dacă vă place, un like și vă subscrieți și o să revin cu alte rețete unicate.